Mierea de albine este unul dintre cele mai sănătoase alimente și este recunoscută pentru multiplele beneficii pe care le aduce organismului. Culoarea aurie și gustul delicios sunt inconfundabile. Mierea este un aliment dulce, lichid, siropos, produs natural de către albine ca hrană pentru ele. După ce albinele culeg nectarul de la o floare, îl amestecă cu produse chimice din saliva lor pentru a rezulta mierea. Mierea poate fi din soiuri diferite. Gustul și textura depind de tipul florilor din care provine nectarul cules de către albine. Probabil cel mai des este întâlnită mierea de trifoi, dar și aceasta poate avea diverse arome și culori. Sunt parțial specialist în domeniu, în sensul că tatăl meu, după ce a ieșit la pensie, s-a ocupat cu apicultura. Se ocupase și înainte, dar intensiv, a atins 70 și ceva de stupi, în sfârșit cercetări. Iar eu am citit cărți, inclusiv una fundamentală a Evei Crane de la Londra, cu fructoza, glucoza. Miere este fundamental. Ar trebui să mâncăm doar miere, zahăr așa de curiozitate, doar miere, maxim 50 de grame, 60 de grame pe zi, de preferință amestecată cu lămâie și cu bicarbonat. Mie nu-mi place la gust. Ideea este de a avea pH-ul ușor bazic. Am un prieten în California, când eram pe alt continent, am corespondat cu el de așa cum. Ideea de sănătate înseamnă pH-ul bazic, ușor peste 7. Nu există să nu am în bucătărie un borcan de miere de stup. Seara așa mai iau câte o lingură, eu de regulă beau ceai. Pe zi cam beau un kilogram de ceai. Ceai de foi de porumb, de ciuciulan de porumb din ăla, de măcese, de... și mai încălzesc, mai îndulcesc cu miere de stup. Miere e bună, fiindcă ce e mai bun decât de puiul ăla, pasărea mică, albina aia, vietatea mică, dă miere de stup, care este foarte benefică pentru organism. Da, consum. Culoarea obișnuită a mierii este aurie, dar poate varia de la alb la roșu închis și chiar negru. Combinația dintre miere și laptele de capră a fost folosită pentru tratarea infecțiilor bronhice. Dacă consumați miere, pentru că mierea are foarte multe beneficii pentru organism. În fiecare dimineață, la iaurt, da. Mierea conține numeroși antioxidanți, caracteristica importantă pentru oameni. În plus, aceasta are o componentă antiinfecțioasă și este folosită pentru vindecarea tusei, bolilor intestinale și rănilor pielii. Oamenii au utilizat mierea ca îndulcitor, dar și pentru proprietățile sale antibacteriene și antifungice din cele mai vechi timpuri. Beneficiile mierii de albine se datorează conținutului său de vitamine, enzime, aminoacizi și minerale.